Oi, Cornel, dar lei terminată, Da, hă? Oi, băiatule, bă, da fain o ieșită. Uite o leacă așa, du-te o mii de ani. Da, șmecher o ieșă, bă. așa am făcut pentru ghiveta. Ai, și cu ghiuvetă, și cu... Da. Da, bă. Bă, are și scurgeri, are tot aici. E șmecher rău. Șmecher. Fac să dau cu chită, să chituiesc, să o Aha. lăpuiesc. Și fii atent, am băgat aici un santin adiziv, de ăsta alb. Așa. Așa. Și am luat oxid de ăsta maro, știi? Deci am băgat 3 pungi aici și mai bag una. Cred că ne ajunge, Eu știu. da? Da, mai bag o pungă. 4 pungi. Bă, da, fain o ieșită. 4 pungi bag aici. 4 pungi de oxid cu da. adeziv, nu? Da. Dar numai că e problema, știi cum, trebuie să-l dăm alea când intr-o sătă, că văd că are bulgări în el, adezivul ăsta, cred că e mai cum o sta și o umezit, știi? Da. Și nu trebuie și știi și tehnica, vă să vezi cum îl dăm. Cum îl dăm? Vezi acum și după ce termin cu chetul. Cu dieștiu. Da, cu dieștiu îl dai. Dar cum e de cu dieștiu? Ce știu, până de seara da, terminat. Deci faci exact ca la tort, nu? Da, uite așa. Aha. Vezi? Și e nu-i cam mult? Nu-i cam puțin? Nu-i puțin. Nu-i puțin deloc, e? Eu zic că trebuie gaura mai mare. Nu trebuie nici o gaură mare. E. Da, bă. Și vorbește, iese ca... Ca și? Ca uns. Ca uns. Ce e pus? E pus tu asta aici? Băi, da, fain a ieșit, șmecher tare. Șmecher, Cornelie, când ne facem și noi așa? La da, căsuță. Da, unul micuță? Da. Da, și vrei la căsuță să facem așa? Da, unul gigantic. A? Exact ca ăsta. Da. Trebuie 1000 de cărămizi și eu. Câte cărămizi ai băgat aici? 1200 de cărămizi trebuie. 1200? Da. Deci 1200 de cărămizi plus material, ciment, adeziv, nisip și o mai bagat, o bagat destul. Să-i dați o notă la grătarul care l-a făcut Cornel. Cam și notă merită. E? Da. Ai grijă, poate faci vreo ninorocire. Mă rog ție.
Uite, și așa ești așa de lung. Îs lung, aveți că am remorc, după e legat, am... Ai grijă ce faci tu. Ha, las-o să duc. Hai, dă-i drumul. Da, frâna. Frâna, uai, din mână. Uai, te duci în gard, poate te duci în gard. Hop, 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 hop. Bă, ia o leacă de volan. E gata, las-o așa. Ai dat-o un metru, ia ajunge. Oh, 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 gata. Gata. Oh, 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 când strâși acolo, gata. Ajungi. Da, trage frâna și... Trage-o ghini. Măi ghini. Măi ghini trage-o. Atât, hop. Acum bag în trantăia și las așa. Bun, gata. Băi, oameni buni! Am venit din nou la căsuța din păduri. Zi Corneli, ai terminat grătarul? Băi, am terminat grătarul, dar vreau să vă spun de la început. A? De la început am să spun. Zi. Băi, foarte multă lume o zis că noi profităm, că am luat mașină, că prindem pachete, că nu știu și... Bă, dar ei nu gândesc că noi mai avem și alte treburi de făcut în viața privată. Noi nu trăim numai din YouTube. Asta ar însemna că nu mai facem nimic, nu mai știm da. De familie, nu mai știm nimic, că sunt pe YouTube și nu mai facem nimic, nu? Cu toate că e foarte, foarte mult timp proiectul ăsta, chiar foarte mult timp, 90% din timp ne le, nu mai reușim să facem nici altceva, dar trebuie să dăm înainte. Le spun adevărul în față, deci eu m-am dus ca să mai câștig un ban în plus. Da, normal. Eu nu trăiesc numai cu banii pe YouTube. Dar trebuie să avem să punem benzină, motorină la mașină, trebuie să avem să ne întreținem, trebuie să avem să ne să luăm. Nu știu, e video, dar nu gândesc, băi, ăștia poate să duc să mai câștig și un ban. Eu nu lucrez numai aici, eu am și alte treburi de făcut care trebuie să le rezolv, nu? Am și eu la fel, amândoi. Așa că hai să ne omelujim. Deci stăm 4 zile aici și 4 nopți. 4 nopți. Doamne. Hai, iar te plângi. Ne-am adus din nou. Suntem ca... Ca romii cu cortul. Ca țiganul cu cortul. Ne plimbăm pe aici, aducem materialii, tot ce ne trebuie. Am adus toate sculele, avem aici generator, balea alea și amă, așa. Da, deschide Cornel mașina. Deschide mașina. Deschide portbagajul. Că-i jal... întâi dă... Dă remorca jos. Dar deci nu poți, ușor. Dacă ai lăsat-o. De ce? Stai. Hop, gata. Ai grijă, poți singur. Vezi, poate te trântești în... Oh, vezi că e greu. Ține-o, ți-am zis că e greu. Aha. Bravo. Așa. Să vă arătăm ce avem aici. Deci poșta română. Să mută la noi. Băi, fraților, cam atâtea colete s-o strâns. Mai sunt două mașini. Și mașina-i plin. Da. Aici, ăsta nu-i colet, ăsta e mâncarea noastră. Da, ne-am luat varză, ardei. Roși, ardei. Tot felul de mâncăruri. Galbeni, vineti. Dacă stăm aici, trebuie să facem mâncare. Așa. Am luat benzină, motorină. Benzină, motorină. 5 kg de benzină, 5 kg de motorină, că o să-l folosim la... generator. Da. Avem generator. Ulei. Mulțumim. Și ulei. Și ulei, am luat ulei ca să punem la generator. Așa. Și restul scoletii. Avem 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 coletii. Am zis că le desfacem. Nou. Cât? Mai mult? 9. 9? 9 coletii. 9 coletii. Da, că mai este ceva aici. Uite și asta. Ui, ne-a sunat de la poștă și uite și asta, da, ia. Da. 9. Da. Ne-au sunat de la poștă și au zis că veniți că ați primit un aspirator. Dar nu aspirator. Când m-am dus, am zis, că aspirator, la cine trebuie nou. Știu că nu e aspirator, dar așa au zis. Părea că aspirator. Părea că aspirator. Ia scoate-l afară. Ia scoate-l. Cred că-l scoți acum. Dă-li cât doar le disfacem acum. Dă-li... Pun liptate pe masă. Sau jos. Nu jos. Pune-te. Am luat și un sac de barabuli. Am luat varză. Uite, zici că nu știu și acolo. Nici așa nu mai faci față. Ce uite, ia, lasă-l jos. Deci și-o zis că... Aspiratoră, s-o rupt, s-o... Vezi că nu se vadă adresa acolo? Nu, cred că se vede.
Nu e aspirator. Nu știu ce e asta. Da, e ceva șmecher, cred că. E ceva de lemn, e ceva, vă, că se vede ceva, ceva pe acolo. Cordaș Andrei Cristian. De la? Cordaș Andrei Cristian. Andrei Cristian. Da. Dă-l la o parte. E din Vaslui. Din Vaslui. Dă-l la o parte. Hai să le scoatem, Cornel, pe tătii. Ia stai alea, să vă știu ăsta. Bă, chiar, gata, nu mai e răbdare. Ia scoate. Ia stai așa. E, hai să vedem. Nu mai e răbdare, dar și începem. Nu știu, pare ceva rustic, ceva, nu știu, de lemn, nu știu ce, ce e aici. Ai știut bine numele? Da. De la? Cum ai spus? Da, așa că îți dau acum. Nu știu și chestia asta aici. Ia numele. Așa. Deci de la Cordaș Andrei Cristian. Îi din județul Vaslui. Da. Hai să vedem. Să vedem, să vedem ce o trimis aici. Nu pot să-mi dau seama. Bă. Împachetat șmecher. E ceva rustică. Ceva, da. Aici. O fi făcut de el, e vechi, nu? E vechi. E vechi, vechi. E vechi, vechi, e ca o talpă. Fii atentă și asta, bă. Și asta, bă. O fântâniță. Și asta. Nu pot să-mi dau seama și eu. Eu cred că e cel mai surprinzător pachet aici. Serios dacă nu? Serios dacă nu e cel mai surprinzător pachet? Nu știu ce e aici. O pedală. Are pedală? Parcă e pedală, asta se ține bun. Ui, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Ai grijă, vezi să nu se rupă ceva, că e cam firav. Ui? Și, ui? Fii atent aici. Face ceva aici. Aici? Da, 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 ia, 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 poți dai la pedală, ușor. Și goi, Cornel. Păi și asta? Nu știu și. Și, bă? Nu cunosc. Și e asta, băi? Nu știu, vezi că e ceva, ai grijă, ai grijă, că e ceva vechi. Ceva șmecher tare. Nu pot să-mi dau seama și. Nu pot să-mi dau seama și. Aici cred că au avut o leacă de probleme. Dar n-are nimic. N-are nica. Da. Asta e o manivelă. O manivelă. La dreapta. Ia. Se strânge. Băi, băi, ai grijă, poate îl rupe. Ușor. Ușor, Corneli. Scoboară în jos. Băi, nu, nu. Să lasă acolo un comentariu. Lumea să spună. Și e asta. Și chestia asta. Nu înțeleg și. La ce să folosești? N-am văzut în viața mea așa ceva. Serios dacă am văzut vreodată așa ceva? Serios dacă am văzut. Ce o fi, mă? Dar să pune ceva, odată și are asta aici. Da. Aici să pune ceva. Da. Să, uite, are și niște chestii aici, vezi cum îți? Uite. Nu, acele sunt... Șepuri. Un fel de șepuri. Să este, ui. Schițele. Schițele, da. Da. Să pune ață, să pune... Ață, depanată, de depanată ață. De depanat ață. Depaniez? Pe unde o depaniez? Da, nu știu, cred că se pune, nu, nu cunosc. Băi, oameni buni, pune-l pe masă, Corneli. Hai să, să vedem și chestia asta, dar nu știu cum. Ăsta. E vechi, se vede că e foarte vechi, cred că are puțin 100 de ani. Da. La cum arată. Dar nu pot să-mi dau seama și... Pedala și șmecheră, merge pedala, ia. Merge șmecheră? Da. Păi, discos apă. Hai, las-mă cu apă ta. Poate să scoatem apă. Bun. Hai, lăsăm așa deocamdată că nu. Mulțumim, Cristian, Cristian parcă, nu? Da. Mulțumim din suflet, foarte interesant. Interesant pachetul tău, coletul tău. Lasă un comentariu acolo și spune-ne la ce să folosă. Băi, asta se face și... Să folosă la, nu știu, oricum, e ceva din bătrâni, să folosă la ceva, dar nu știu la și. La depănat, la, nu știu, fuiorii, fuioare, nu știu la și. Următorul colet. Deci al doilea. Vezi de la cine? Ui, scribir Cristian, tot Cristian. De la Cristian Arad. De la Patrick și Cristian, cred că. Nu e. Nu? Da, Patrick și Cristian. E de la Cristiană. Da, eu ziceam că e altul, e asta? Așa l-ai, bă. E un singur pachet, nu? Da, 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 da. Cristian e... Haideți, fă-l o dată, Cornel, nu mai sta, băi, da. Bagă. Că avem de desfăcut nou pachet, îți dai seama. Cred că video asta o să fie numai din pachete. Hai să dormim aici, să ne facem treburile dimineața la prima oră. Prima și prima dată
Am spus că o să desfacem toate pachetele, să vedem. Opa, mamă, câta scrisoare aici. Op, am văzut ceva acolo. Ce vezi? Nu știu, ceva aici. Ia. Op. 100 de lei. Aghiazmă? Aghiazmă. E aghiazmă? Ia vezi și acolo. Și scrie aici. Asta nu este de... Opa. Wow, și zice aici aghiazmă. Fii atent ce scrie aici. Și că asta nu este de pufoaică, este doar pentru neacostică, medicament pentru reumatism. Se consumă înainte de mâncare cu degetarul. Grijă mare. Deci dacă tip mari, pălești. Tipălești, uai. Uai, tipălești Cristiani, rău. Nu cred că fac eu prostia asta să eu dau tătul taic meu, că e prea mult. Pălești prea rău. Și el nu are voie să consumi aghiazmă. Stă prost cu tensiunea. Dar e aghiazmă. E aghiazmă, e sfânțită. Am înțeles. Deci, bă, cât ți-ai scot tigaie de asta în cap? Ioi! Ui, chiar că aveam nevoie de o tigaie. Vai, dar e șmecheră rău tigaia asta. Da, și șmecheră-i. Știu că o zis odată. Cine? Cristian? Da, că băi, să le trimit, să nu le trimit. Dar sunt foarte bune aici. Știi de ce cauză sunt foarte bune? Da, normal, pentru că o să se... Le fumăm, le distrugem, le... Normal. Da, sunt buni, sunt buni. Păi cum, mai uite ia. Aoleu, păi când nu-mi pune asta pe foc. E și cu tefal, cu, uite, vezi, cu tefal aici, cu șmecherii. Și acolo? Bă, aici nu știu și eu. Ce, dar oricum e că e de altceva. Opa. Și aici? Cred că nu e aghiazmă iar. Nu e aghiazmă, e... Nu știu și aici. Și ieșea Cornel întâi, nu știu ce ieși. Vâleu! O ieșit de aici, să nu iasă. Oi, ești nebun! Dă și în ea. A, pe asta ne mai lipsa nouă aici, Cornel. Ia! A, cum stă? Am pus-o ghini? Da. Am pus-o ghini sau era invers? Ai pus, ai pus așa. Și încă una pentru Nuțu. Și asta cred că e al neacostică. Cred că. Sunt patru. O, patru bucăți. Patru. Patru bucăți la Cristiană, uite. Am să-mi pun două. Ei, dar ce tu două? Dar și tu ești șmecher? Hai mai pun una aici. Da. Una aici. Aha. Bun, hai să vedem ce mai găsim aici. Patru bucăți de pălării, gata, asta o lăs în cap deja, nu mai... Da, nu dar mai și eu o lăs în cap. Ce e asta? Mamă, dar și linguroi! Ce linguroi! Mă, păi așa ne trebuie nouă lingurie aici, când ne apucăm să facem mâncare. Dintr-o mai linguroiul. Ăla-i, Cristiani. Și ești ăla? Șăpși. Șăpși? Șăpși, dar o să nu-mi mai bată soarele în capă. 1, 2, 3, 4, 5 șăpși. 5 șăpși? 5 bucăță. Uite, acum și noi ce facem? Și purtăm pălăria sau șapca? Nu, pălăria. Eu am să port pălăria așa și șapca așa. Ia, arată-o lea. Cum așa? Uite așa. Pălăria așa și șapca așa. Stai așa. Șmecherie, nu? Da. Bun. Șăpți. Băi, Cristiani, băi, Cristiani, bă. Și acolo. Ia și ala și. A, da. Și ala. Bă, ăsta e de făcut la vineti. La vineti? Da. Dar de unde știi tu? Da, eu știu. Ca să nu oxideze. Și fie atât la talat vineti. A luat vineti? Da, a luat vineti. Da. Da, bă. E satâr pentru, da. Ca să nu se oxideze salata. Da. Și cheul de bătutul schistroiu. Schistroiu. Usturoiu. Se mai întâmplă. Bun. Acum. Ce mai este? Uite aici o sacoșă. Ia. Ce-i acolo? Așa la, Șuroabe. Ce șuroabe e? Ce să aici le? E disfăli. De aluminiu și ăla. Nu știu. Ce? Șfleder. Șflederă. Ce șflederă? Nu, șfleder. Șflederă. Îi de dat găuri în lemn astea, nu? Sau unde? Nu, din aluminiu. Nu știu. Din aluminiu. Dar ce-ți folosesc astea, bă? Unde dai gaură? În lemn? Dar nu știu. Dar tu nu dai în pâine. Nu, dar e aluminiu și aluminiu să nu crăpi, știi, în lemn. Ha? Cristiane, să ne leși acolo în comentariu să ne spui că nu știm ce-s astea. Vedem că-s ca niște burghii, dar nu ne dăm seama la ce se folosește. La lemn, la pământ, la nu știu la ce se folosește. Ce e acolo?
Ce e acolo? Avem din calțat așa. Dar cred că n-ai baftă. Ghieti. N-ai baftă. Uai, cu blană. Ești nebun. Eu tine îmi vine perfect. Ești nebun. Uau, astea sunt din Munti Corneli. Sunt niște iluzii. Adventur, fii atent, fii atent ce scrie aici. Adventur, a, nu. Adventur Ridge. Adventuraj. Adventur. Ce și numărăs? Ce numărăs? Nu văd aici, ce vezi acolo? Nu scrie. Dar cred că sunt pentru tine. 42, a, 42 pentru tine. Hai să li porți tu. Aia este la iarnă, Cornelis, bestiali. Îs bestiali la iarnă, fii atent. Hai, nu-ți mai intră zapadă, nu-ți mai intră nici în frig. Pitate câmpurile mele. E cu blană, cu încălzări, cu centrală. Jeep avem. Ce ai? Jeep avem. A, jeep. Îmi vreau scioarele. O lumea nu sâmpti. Ca miroasă. Ta și tu nu mai zânica. Trebuia să zici și acum că-ți miroase scioarele. Vezi, eu, da, vezi, eu nu zic nica. Eu dacă dădeam o fusâită, gata, răstupai. Ai dat-o. Eu n-am zis nica că-ți miroase. Ce e acolo? Și cu cablul ăsta? Cablul ăsta e, hei, cablul ăsta. E cablu alimentar, șufă. Nu, e cablu. Cablu. E cablu. E cablu pentru... nu știu pentru ce. Și oricum e cablu. Ce-s astea? De curăță barabulile. Ne-o mai trimis și Anca de este, dar sincer eu nu știu să-l folosesc. De curăță barabulile. Uai, nu dau pe mână. De curăță barabulile, cred că, nu? Morcov. Morcov? S-au de făcut forme. Sunt șmecheri. Ce e acolo, Cornel? Băi, ne-am lungit o grămadă cu pachetele și mai avem o grămadă. N-are nica, păi ăsta o să facem un singur episod, am spus-o. O să facem un singur episod cu pachetele. Deci nu te grăbi, stai calm, liniștit. Ăsta o să fie... Ce e acolo? Ai grijă, fii atent. Ce e ăsta, băi, să vedem. Alarmă! Sistem de alarmă, Cornel. Ba nu e alarmă. Ba da. Nu, nică, e altceva în pachet. Cum e altceva dacă e sistem de alarmă? Da, e altceva. Și e? E altceva. Păi scoate. Ei, lasă, nu trebuie să mă știi, lasă. Deci, îmi pare rău, nu puteam să desfac. Cum nu poți să se desfaci? Private... Nu e alarmă, e cutia de la alarmă. Dar și acolo? E altceva. Ha, uă, disfă, uă. Disfă. Uă. N-ai văzut și panoramă a făcut lumea când am desfăcut pachetul și alalt. Disfă, uă, să vadă tătă și acolo. Of. Și acolo. E cutia de la alarmă? Alarmă. Alarmă? Da. Alarmă, n-are nică, montăm alarmă aici. Să ne avertizeze. Bă, ești nebun. Bă, dar nu le arunca așa pe jos, Cornel. Trebuie să le punem la loc. Astea. Să vedem. Sistem de alarmă? Păi, cu panou solar, cu și ăsta. Hai să vedem ce se întâmplă. De ce senzori aici? Senzori? Ia. La câți metri bate? Ești nebun. La 270 de metri, e. Deci dacă s-o apropia cineva la 270 de metri... Dar n-are baterii. Păi n-are, o să le punem noi baterii. Vedem ce sistem de alarmă are cartea aici, o să știm noi aici. O să o montăm. Montăm alarmă. Dacă trece vreun porc pe aici, prin zonă, imediat o să ne anunță. Așa. Sistem de alarmă. Mamă, dar și mecheră, bă. Și nouă? Băle, eu și... fac și doream să-mi bani. Wow! Și, nu? Și are de calcată. Și are ui, de calcat. Și are de calcat. De aici nu știu ce e aici până la urmă. Ce-o fi aici? Și are veche. Vezi că scrișul mață. Da, 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 și calci. Astea o să fie la loc de șins în căsuță pe undeva pusă. Nu știu pe unde le punem. Și mai este unul. Dar le punem. Două și are. Ia uite, bă, și șmecherii se. Bă, da, taris. Bine, trebuie ulcă alea cu ceva ca să dea drum de acolo. Șmecherii rău. Bă, mă punea, când eram mitel, mă punea mama și îl frecam pe pământ aici până se făcea. Da, așa și pe mine. Da, am prins și eu și are de este. De calcat. Bagă tăte și el nu-l lasă așa, în dezordine. Nu, lasă că le strânge pe urmă, să le... Dar lasă-le, bagă-le acolo ca să nu mai știi urât. Ia, nu, aici trebuie să le pun înapoi așa. Uite așa. Asta trebuie să disfaci, să vedem și acolo. E disfău acum. Să vedem și aici. Vezi, nu murdărești că s-ar putea să fie o vopsă, s-ar putea să fie o ceva, ai grijă. Nu știu ce e acolo înăuntru. Că are ceva lichid.
după cum am văzut eu. Opa. Bă, gata, știu și. Bronz. Bronz. Da. Bronz de dat pe bronz argintiu. Da. E gata. Gata, avem. Bronz. Acum să strângi moleaca astea și îți facem următorul pachet. Da. Cristiane, nu mai avem cuvinte și să zicem Cristiane. Și pălărea e jos, dacă Cristian. Și multe inimioare acolo pentru toți care au trimis coletii și în special pentru Cristian. Și pentru ăla, bă, și o fi ăla, bă, că iar mă gândesc, bă. Uite, mai zici ceva, că n-ai să vezi așa. Ia uite. Că n-ai să vezi așa. Păi da. Mai zici ceva. Dar ce să mai zici? Uite, dar nu știu cum să mănuiește, asta e problema. Și niște. N-avem idei. Cristiane, mulțumim din suflet pentru ceea ce ai trimis. Cornel o să și cald la iarnă. Asta e, dacă ești un calnicioare. Eu mă bucur foarte mult de sistemul ăsta de alarmă. Mă bucur enorm. Asta o să-l montăm pe undeva, vedem noi pe unde. Hai să vedem acum următorul pachet. Următoare. Deci am deschis câte? Două până acum. Două. Mai avem deschis 7. Da. Păi de mine și de mine. Hai. Haide, bă, hai, lasă-l, bagă pe următorul pachet. Desfacem următorul pachet. Uite, uitați scrisoarea. Am uitat să citesc scrisoarea. Desfă o leacă. Opa, țans, era un milion. Hai să vedem. Prima. Hai să o citim pe asta prima dată. Vezi ce a scris acolo. Mamă. Vezi cum o desfaci, așa, e dat cu bandă. Hai să vedem ce scrie. O, mamă, cât o scris Cristian aici. Citiți scrisoarea înainte, dar nu mai lasa să o citesc înainte de desfacere, uite ea. Ai văzut? Trebuia întâi să citim scrisoarea. Acum o super Cristian. N-are nică, o citim acum. Dacă ne-am grăbit. Ha? Da. N-are nică, hai să vedem ce scrie aici. Cristian, îmi cer scuze că n-am citit-o înainte de desfacere. Asta e, dar o știm acum. Dragii mei băieți, încerc acum după posibilitățile mele să vă trimit la momentul oportun câte ceva care să vă fie de folos ori pentru acum la căsuță, ori pentru proiectele viitoare. Poate că veți râde și mulți alții care vă susțin, dar eu încep un pachet pentru voi cu o cutie goală. Serios vorbesc, păi normal, o cutie goală ca să încapă prima și prima dată, cauți cutia, nu? Logic. Apoi, urmărindu-vă, deduc cam ce necesități ar mai fi și adaug pe rând până se umple. Nu mă îndoiesc că pe la voi nu se găsesc, dar măcar să vă mai scutez de niște mici cheltuieli. Deci ar fi cam așa, conținutul acestui colect. Încălțăminte se potrivește probabil lui Cornel. Da. Aveți 4 bucăți pălării de paie, Tiberiu, Cornel, Nuțu și Neacostică. Exact după cum ai zis tu. Da. Așa. Tocători de lemn pentru vinete. Cum am zis eu. Da, tu le știi pe tăti. Nu le înegriți, nu le negrește. Aha, nu negrești vinete. Pio pentru usturoi, tot din lemn că nu aveați. Da. O lingură mare de lemn pentru oala trimisă înainte. Da. 4 bucăți șepci, Tiberiu, Cornel, Nuțu și Neacostică. Două bucăți călcătoare fieri vechi cu jar restaurate de decor. Două bucăți ancore infilabile aluminiu la nevoie. Nu știu pentru ce nu scris. 4 flacoane de vopsea de plită, sobe sau robă, roabă, rolă, am scris roabă. Da, dar nu scrie pentru și us. 2 sârme cablu plastic pentru uscat rufe. Deci pentru asta era, ca să ne punem... Ce am pățit eu acu? Mi s-au rupt pantalonii între chișoare. Nu mai pot să arăt. Nu, stai cu minte, să nu cumva să arăt, că e jale, s-au rupt de tot. S-au rupt din față până în spate. S-au rupt din față până în spate. Asta e, n-are nică. Așa. 2 bucăți de cojătoare cartofi morcove tăc. Un aparat șmecher de tot care nu depinde de curent. Aha. Inflaroșii, alarmă, noaptea. Asta puteți să blurați. Nu mai blurăm, să afli toată lumea. Garantez că se aude la câți kilometri? La kilometri întregi. Vor fi și baterii necesare.
Cu mare drag, Cristian Patrick Arad. Mult succes. PS, restul au venit exact înainte de a închide pachetul. Succes. Nu știu și care e restul. Ce spune aici. Mulțumim, mulțumim din suflet, Cristiane. Îmi cer scuze că n-am citit scrisoarea înainte. Disfă-o și pe asta, că văd că aici este un bulion. Nu știu și cu bulionul ăsta. Cu mare drag, Cristian Patrick Arad. Mult succes. Mulțumim, 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 mulțumim din suflet. Dă o dată, scoate, să vedem ce scrie acolo și zici acolo. Trebuie să dau lumina mai mare că se vede. Opa, așa. Deci în primul și în primul rând un bulion. Câtă foaie aici a descris, Doamne. Hai că am de citit. Așa. Dragii mei, Tiberiu și Cornel, mai în glumă, mai în serios, ca să ne mai destindem, voi sponsoriza un tricou cu voi. Deci cred că milionul ăsta e pentru tricou, nu? A? Milionul care l-a trimis cred că e pentru tricou. Cred că așa. Hai să vedem ce zice. Cu voi, celui care va răspunde perfect la următoarea întrebare. În ce perioadă a domnit Ștefan cel Mare și din ce cauză marele domnitor nu mânca mămăligă niciodată? Scurt, daș. Acceptăm un singur răspuns, corect, timp de 24 ore. Timp de 24 de ore? Nu. Timp de 24 ore de la postarea, de la postare întrebării. În cazul mai multor răspunsuri corecte, faceți bilețele și nuțul să extragă câștigătorul. Îți așez banii și răspunsul corect. Unde era? Banii și răspunsul corect pe următoarea pagină pe care nu o arătați. Deci nu răsfoiți pe a doua pagină. Stai să mă uit eu aici. A doua pagină. Care e asta? Ce e la a doua pagină? Asta e a doua pagină. Da. Era răspunsul aici, dacă nu s-a văzut. Răspuns. Da. Ha? Da, aici e răspunsul. Deci dar pe... care e chestia? A? Nu, facem altceva. Nu, dar dacă așa au spus, de ce să facem altceva? Facem altceva. Cine răspunde corect în 30 de minute de la începerea videoului, ăia în 30 de minute, care-i primii din 30 de minute, îi luăm, îi trecem pe bilețele și îi punem într-un vas. Dar și cum îți dai seama? Dacă treci foarte mult, eu o să caut pe Google. Dar și așa în 30 de minute e mult, și așa în 30 de minute. Mai puțin. Mai puțin. Da. În 24 de ore, Cristiane, se adună foarte multe răspunsuri și așa că... Dar putem să lăsăm și așa și nu știu, să vedem... O să-l sunăm pe Cristian. Da. Dar deja au rămas în video, nu știu cum o să facem. Facem așa, în primele 30 de minute. Toate răspunsurile, cei care au răspuns în primele 30 de minute, da, o să le luăm dacă au răspuns corect. Da. Răspunsurile corecte. Da. Dacă sunt mai mulți, în primele 30 de minute de când se postează acest video, le luăm, le scriem numele pe foaie, le băgăm bilețele, bam bam, și nu ți-o extragi un singur câștigător. Da. Și ăla care o să câștigi, o să fie rugat să lese un comentariu sau să ne contacteze pe Messenger, pe Facebook, nu știu, vedem noi cum dăm de el. Da. Ca să facă dovada că el e... Că ei iau conturi fel și fel cu șmecherul Vasile, Gheorghe... Și nu ne dăm seama dacă chiar e, da, el sau nu. Persoana. Am înțeles. Deci nu vă mai citim. Ați înțeles despre ce e vorba. Hai, Cornel, cu următorul colet. Următorul pachet. Următorul pachet. 30 de minute. Aveți timp. 30 de minute din momentul de față. Haide, măi, n-ai pregătit până cu coletul. Hai cu coletul, mai răbdi. Deci următorul pachet, da? De unde? E din Giurgiu. Așa. De la? Stan Cosmin. Stan Cosmin. Da. Disfăl, nu mai stau la discuții, deci, gata. Deci, uite așa, ai numărul telefonului aici. Ia deci, Stan Cosmin. Da. Cosmine, hai să vedem ce ai pus. S-o cam rupt din câte am văzut eu coletul. L-o cam maltratat ăștia rău, pe la poștă. Ia, hârtie. Hârtiuțe. Ceva tare aici. Bă, știi ce am primit? Eu am văzut deja.
După cum am pus mâna. Știi și acolo? Scoate-l. Vrei să zic? Vrei să zic? Gata, am sâmpțit și eu. Am sâmpțit și. Da. Ia. Da? Gata, am sâmpțit. Un tamburiel. Da. Un tamburiel. Da. Dacă n-ai și un tamburiel, uite-l. Da. Tiberiu și Cornel, altă da. Scrisoare. Mamă, da. De-te mai tamburielul. Adică e mic. Așa, Tiberiu și Cornel. Dragă Tiberiu și Cornel, eu sunt prietenul, eu și prietenul meu Cristian ne-am decis să vă trimitem un colet. Scaunul pe care l-am trimis a fost un scaun vechi și rupt, iar noi l-am reparat la fel cum ați făcut voi cu căsuța și mai vreau să vă spun că eu am 12 ani, iar prietenul meu Ciprian are 10 ani și noi nu prea ne pricepem și de aceea vreau să spună Cornel ce părere are despre scaun. Deci l-au restaurat ei, bă, Cornel, fii atent, a fost un scaun vechi, rupt și ei l-au restaurat. Hai să vedem ce se dă și mai departe. Foarte frumos din partea voastră, Ciprian. Și cum îi spunea, prietenul meu, unde scria? Nu mai știu. Eu am un canal de YouTube pe nume Cosmin FBL, cred că, dacă nu mă înșel. Și aș fi foarte recunoscător dacă m-ați ajutat să cresc de la 133 la 200 de abonați. Vă rog din suflet, din inimă. Știu că este mult, dar am încredere în voi. Deci cine vrea să se aboneze, să aboneze la Cosmin FBL, să facă și el măcar 500-1000 de abonați acolo. Opa, fii atent cum este ceva aici. Tot ce am făcut a fost cu acordul părinților. Mă bucur foarte mult că ai specificat aici că a fost cu acordul părinților. Aici nu știu ce e aici. Alege un bilețel și vezi ce face Tiberiu. Ah. Alege. Joc pentru Tiberiu. Da. Pauză 10 minute. Ia. Ia să vedem. Alege un bilețel. Deci, alege tu de. Eu trebuie să aleg. Tău, da. Alege un bilețel și vezi ce face Tiberiu. Ah. Tu trebuie să alegi. Da, așa, da. Alege un bilețel. Nu așa, antante, dizemane, pe dizemane. Da, copiii s-a primit. Primul? Ce fac? Unu. Unu. Și acolo, mai scrii ceva? Nu mai scrii. Deci pe unu, nu, trebuie să mergi pe aici. Unu, mâncare. Da. Să faci mâncare. Ah, să fac mâncare. Da, să faci mâncare. Doi, treabă. Și trei. Ce fac la trei? Ah, la trei, pauză 10 minute. Ah, trebuie să fac mâncare. Trebuie să fac mâncare. Da. Deci tu trebuia să alegi un bilețel și ca și cădea. Da, asta e, uite, direct unul. Gata, mâncare. Și mâncare să fac eu. Da. Aveți nu știu ce mâncare. Îl deschideți. Am găsit aici un bilețel și că aveți grijă cum îl deschideți. Aveți grijă cum îl desfaceți. Da. Hai să vedem. Ai grijă, mare grijă să nu un țol de cordele. Mulțumim pentru țolul de cordele. Și hai să vedem cât au muncit băieță ca să restaureze scăunelul, să ne-l trimiată nou pentru căsuța da, din pădure. Ce fac? Ai grijă cum le rupi. Cornet e de înghețată. Dar n-are înghețată, ce are în ea? Ce? Da, aici scrie. Ce acolo? Cornet? Cornel. Ce acolo? Se poate ia și ceva vreo. Ia, tot e la fel. O Eugenie. Nu-s dulciuri, cred că. Ei, vafă! E vafă de aia cu, cum se cheamă? E ca înghețata, dar e... E, vezi, disfă. Da, bă, ceva dulce. E ceva dulce. Ni s-o lăsa gura apă. Ca înghețata, ni s-o lăsa... Așa nu-i de mâncare pentru câine și ei, bă. Dar eu... pentru pusâși. Da, deci numai pentru Cornel e acolo. Și aici. Și nu o dai în ea? Disfă-o. Nu mai poți acum. Disfă. Păi, dar trebuie să le scoți pe tăti ca să vezi scaunul întâi. Deci să-l ajutăm pe Cosmin FBL sau FBL cred că. Tiberiu. Disfă-l. Ce ai aici? Ia să-l desfac eu. Ia, lasă să-l desfac eu. Ia ține. Ține că-l desfac eu. Două borcane de ceva.
Zacuscă, cred că. Ceva de mâncare. Tiberiu. Ah. Nu mâncă tăticele. Muștar. Borcan de muștar. Și aici. Dulceață, băi. Yeah. Dulceață de... Nu știu de ce, dar e dulceață. Mmm. Și ăsta tot la fel. Sunt două borcane de dulceață, dar nu știu de care dulceață. Cred că e de cireșă, dacă nu mă înșel. Uite, dar le-am pachetat, nu glumă. Măi, mânca, bă. Nebunule. Da, și aici tot la fel. Aaa, și frumos miroase. Uite, ce frumos. Asta este pentru mine. Ți-ați dat de cele, ne-au dat două borcane mari. Ia stai, ia zici, mă, și pachetul meu. Și-a tău? O, da, tot Tiberiu. Tot Tiberiu, îmi pare rău. Deci ți-ați dat dulciuri și ne-a două borcane, trei borcane. Mai este un borcan aici, după cum se vede. Hai, foame-o! Stai, rabda, are să desfac. Uite. Tiberiu. Borș. Ne-a trimis borș. Ne-a trimis borșe. Ce borșe? Nu-i borșe, e... Cum se cheamă este? E caisă? Sau da, e compot. Compot. Mulțumesc, 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 bă, Ciprian, cum îi spunea? Unde scrie? Ce ne-a trimis? Unde mă? Unde? Nu știu mai acolo. Cosmin. Cosmin, da. Și Ciprian. Cosmine. Cosmine, mulțumesc, 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 mulțumesc. Îmi pare bine că i-ai trimis lui Cornel și i-ai trimis. Și ne-a și ne-ai trimis. Pe cum mai este aici ceva? S-o spartă. Serios? De fiecare dată trebuie să fie ceva spartă. Hmm? Da, o s-o spartă. Nu știu ce-a fost aici. Un felinar, nu știu ce a fost. Felinar, a fost o cană de aia de sticlă. Da, de fiecare dată trebuie să găsim ceva spart în astea. Dar pe interesează, crezi că? Da, interesează. Ia, mai este ceva aici. Ia să vedem ce mai e aici. Aici le aruncă, pac, 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 pac. Dar trebuia să scrii fragil, probabil. Nu știu dacă o scris fragil. Da. Aici cred că e tot ceva de sticlă. Ceva de sticlă, sper să nu fie sparte. Nu, o cană. Așa e a mea. Întreagă. Asta e a mea. Cred că mai este încă o cană, dacă nu mă înșel. Nu, nu e o cană, e altceva. Să vedem și niște cești, cred că. Stai să vedem. Da, alte. Da. Una cred că e spartă, nu. Nu. E bun măcar astea că au ajuns întregi. Astea au ajuns întregi. Asta să-l punem deoparte, astea să le aruncăm pe sârtii. Așa. Cornelii trebuie de scaun, Cornelii. Hai să vedem, scaunul. Scaunul restaurat de băieți. Da. Ia uite-l. Uite-l ce-a scris pe el. De la Cosmin, astea. De la Cosmin și scrie acolo Cosmin și. Băi, nu, dar scrie pe scaună. De la Cosmin. Ah, de la Cosmin și Ciprian. De la Cosmin și Ciprian. Fii atent, dar l-a restaurat super șmecher, super tare. Deci unul are 12 ani de la mine și unul are 10 ani. Bravo. Mulțumim. Ha, și părerea ai, Cornelie. Bravo, bă. Așa să-l las exact cum e el. Pe normal că deci exact cum e. Nu-i fac absolut nimic. Dar ce să-i faci? Absolut nimic nu mai fac. Deci... L-a restaurat foarte bine, tare, nu? Tare. Fii atent, l-a vopsit. L-a făcut mai bun ca tine. Dacă era atât, nu-l făceai. Hai! Îți spun eu că nu-l făceai. Nu făceam, asta e și vrei. Asta scăunea. Bravo lor! Aici nu mai este nimic, decât niște hârtii. Bravo lor, Cosmin și Ciprian. Nota 20. Ați făcut o treabă din nota 1000. Foarte fain. Eu sunt cu 1000, adu-te 1000 de ani. Foarte, bravo, dar nu-l mai baga acolo, că stăm pe el. Da, stai tu de acolo. Păi stai tu și. E, fă-i proba să vezi. Ce, bă, stai, boieri, ești. Având în vedere că ei... Având în vedere că sunt și copilași, măi. Da, care au, că te-au spus că are 10 și 12 ani, dacă nu mă înșel. Hai să mă mai uit o dată aici pe scrisoare. Unde scria, așa, 12 ani, iar prietenul meu are 10.
Bravo, felicitări, felicitări și nu uitați să vă abonați la Cosmin FBL. Intrați acolo și dați-i un... Da, îmi pare foarte rău. Lumânările le luăm de aici. Da, ăla ne pare rău că s-a stricat. A, mănânc, 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 Eugenie, mănâncă tot, mănâncă înghețăți, mănâncă. Hai să las-le astea, pun-le, dă-le deoparte. Așa. Pun-le deoparte și ți-o luat de cordele astea să nu te atingi de ele. Te rog frumos să nu te atingi de ele, ca să ameli. Tu ți-ai mâncat înghețățile tale. Așa că să nu te aud că vrei și tu compot. Să auzi ceva? Vine porcul. Cine vine? Nu. Oi, Nuțu! Hai și cauți pe acolo. Și cauți pe acolo. Hă? Te urcă pe la deală, eu cobor pe la vale. E bun. Hai, salut, trăiești. Ai venit cu Cuțu? Cuțulică! Ia și mănânc o de asta. Ia și mănânc o înghețată. Da, nu înghețată. Hai, Cornel, lasă mâncarea, hai, următorul pachet, că mai avem încă 4 de desfăcut. 5. Cât mai este? Ce mai este aici? Aici mai sunt pachete, uite, mai este unul acolo. Aici câte mai sunt? Hai de mine și de mine. Hai că facem un video de 2 ori cu desfacerea pachetelor. A cui? Ursache Răzvan. E mai dispășit tu. Nu mai e pasul. Ursache Răzvan. Dacă tu să mănânci, nu? De la cine? Ia, mai citești o dată. E de la Ursache Răzvan și Olimpia. Cred că o mai trimis, dacă mă înșel. Nu? Nu mai știu. Deci, Ursache Răzvan și Olimpia. Hai să vedem, dacă cât de bine l-am ambalat, nici nu știu de unde să-l desfac. Vezi că tu nu le ai? Eu zic, stai, ghește-le. Stai. Nu-mi stai niciun ghește. Nuțule, caut acolo, vezi că ai o pălărie. Și o șapcă. Una micuță. Una micuță, de paie. Asta? Da, și e micuță. Ia ta. Așa, și o șapcă. Mamă, dar cât i-o dat, bă, câtă bandă. Câtă bandă a dat el. De la Cristian. Mulțumesc, Cristian. Îi pune-o și tu ca mine. Nu una pe alta. Dar n-are gâtar ca ta. N-are gâtar? Nu. N-are gâtar, auzi. Mamă, dar câtă bandă a dat aici. Nu, no, tu nu le ai cu desfăcutul. Pune pauză. Nu le ai cu desfăcutul. Pune pauză până desfac eu. Ai 10 minute. Bă, dar nici acum ai peste 10 minute ei. Pe faci o jumătate de oră. Da, uite cât e. Doamne, stai ușor. Hai, dă-te încolo. Dă-te că e nervos, păd că. Ue, dar nu pot să cred. Câtă bandă a dat oamenii ăștia. Ia uite. Doamne. Da, uite aici, bă. Și-o dat, băi, omule, atâta bandă. Ce au pus aici deodată asta bani? Ceva sigilat, cred. Ia. Ia. Nici acolo nu poate să-l desfac. Momentul cel mare acum. Taci. E gata acum. Ia. Mai ai, mai ai, mai ai. Mai ai treabă. Și mai are o cutie aici. Ce-au făcut oamenii ăștia? Au pus două cutii, o ambalat odată de două ori, de trei ori. Stai că au pus aici, ia. Deci ceva important. E ceva foarte important. Ia. Wow. Hai că am reușit. În sfârșit. Du-te de aici. Deja am văzut. Și eu am văzut de la Răzvan și Olimpia. Fii atent aici. Du-te de aici, ce frumos e. Cum se cheamă este? Prosopă. Nu știu, prosoape. Ștergari, prosoape. Ia să vedem. Ia. Uite cât i-o trimis, ei. Și fain e să ai, Doamne. Uite cum o să le pune astea pe căsuță, pac, pac. Ia uite-o lea. Aici stai fain. Ia uite și brodătură faină. Nu uite, bă, dar ce să mai faci în ziua de azi așa ceva? Uite, ăla are, are steagul. Cu steagul României. Da. Și aici stă tot la fel, se pune ori așa, ori... Da, 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 știu eu cum să le așez, stai liniște, că le iau și le... Nu le mai arăt pe tătic, că-s foarte frumoasă. Uite asta, uite o leacă ăsta ce faină. Prinde o leacă, nu știu de ea. Ăsta e șerșaf. Hă? Șerșaf? Șerșaf. Șerșaf? Șerșaf la pat. E de pus la pat. Da. Nu care aici așa. Da. Nu cred că e șerșaf. Ba da. Ba da, da, pui numai pe marginea patului. Numai pe marginea patului se pune. Marginea patului se pune. Aha. Ăsta la fel un șerșaf. Tot la fel.
un sol de cordele foarte. Da și faini. Da și faini. Ai grijă. Ia. Nu cât e de lungă, încă o dată. De nu-l da pe jos. Încă o dată. Ia. Uite la. Du-te de aici. Avem de soale, azi ziceam că nu avem soale de cordele. Da, știi când ziceam noi? Păi și ne facem noi că nu avem soale. Da, o să terminăm casa și nu avem cu ce așeza. Du-te de aici așa. Și l-o sigilată. Hai. Vino, vino, vino. Hm? Răzvan și Olimpia. Mulțumim, mulțumim din suflet. Nu știu ce să mai zic, dar nu știu ce să mai zic. Îi punem înapoi aici. Așa. Așa, așa zile frumos. Dar oricum trebuie calcate, spalate, calcate. Așa. Avem de treabă noi. Luțu, adu un pachet de acolo repede. Ia, mai adu un pachet. Mulțumim, Răzvan și Olimpia, de la, de unde sunt? De la, din Târgu Frumos. Aproape eu. Din Târgu Frumos, de aici, de lângă noi. Ba chiar aștept să le punem acolo, pac, pac, pac. Aici, dacă e ușor. Stai, 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 să le punem aici. Încă unul. Încă un pachet. Sper să-l desfac mai repede. De viața la mare. Ăsta e de la Rotaru Valentin Cristian. Din Rădăuț. De la Rădăuț. Tot din deci, partea asta de la noi. Valentin Cristian. Da. Hai să vedem ce-o pun. Ia să vedem. Aici. Sper că nu am mai dat atâta bandă. Să stau. Nu a dat. Uite, asta da, mai merge. Da, aici e mai simplu, a? Păi pauză, că iar durează zăciuări la tine. Nu durează zăciuări. Gata, acum. Ha? Uite, gata, 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 gata. Așa, de la asta e să păstrez asta sub de la cine și după aia uit. Valentin Cristian. Ia să vedem. Care e fața? A, așa de acolo. Valentin Cristian. Ia să vedem. Hai să vedem, Valentine. O scrisoare, cred că, dacă nu mă înșel. Hop. Vezi cum o disfaci acolo? Dar nu știu dacă e scrisoare. Nu, e o hârtie. Nu are nimic a scris pe. Nu are nimic, e doar așa. Da. Na. Biscuiți, biscuiți. Și două nesuri. Două nesuri 3 în 1 frape. Astea se fac cu apărășii. Nu ți le trebuie frumos. Nu și aduc canul de apărăși să facem două nesuri. Cât tare aș bea un nesuri. Da. Aduci? Vezi că este în casă, acolo, așa? Opa, trei nesuri. Trei nesuri. Și pentru nuțul. Dar nu bea el, nu nesuri. Iar în bă, cât îți de vechi astea, Corneli. Du-te de aici. Bă, astea au pe puțin 100 de ani. Eu n-am mai văzut de mult timp așa ceva. Uite alea, uite alea. Știu, de ala de câini pe ăia, de câini, pe da, da, câlți, da, da. De... Este o problemă sinceră. Vezi că cheia e în contact. Cheile sunt în contact. Ba nu, nu, cheia e... Uite aici, o găsesc aici, știi cum arată. Hai eu de acolo. Să vă scot un pleac mașină. Hai, nuțule. A, și ei, am crezut că și ei la mașină. Da. Două la fel. Sunt două de astea la fel, de la voi, da. Fiecare dată, uite, sunteți Valentin Cristian. Trebuie să pun așa ca să nu mai... Da. Așa, Valentin Cristian. Mai dă ceva, dulce. Ciocolățelii, da! Și-ai, băi! Haide, da, ai, tu ai compot! Tăti dulciurile. Ai, ai compot, ai dulceață și compot. Un soc de cordele tot așa, foarte vechi. Avem țoalii, doamne! Luțule, avem dulciuri. Avem țoalii, dacă nu... Bă, da, sunt și foarte șmecheri, fii atent cât îți... Dar ce fain e ăsta. Dar fain e rău, că-s de câine, păs de ei, știi? Da, bă, exact cum era odată, știi? Era odată, bă, exact asta ne trebuie, da. Nouă. Exact asta ne trebuie. Și încă un sol. Deci... Uite, tot așa. Tot așa șmecher. Foarte... Dar uite-o la leacă cum e cornea. Și șmecheri, bă. Și șmecheri, bă. Și atent și țăsătură. Ce să mai fac de este? Nu, nici într-o mie de ani, măi, nu o să mai fac așa ceva. Și cum miroasa veche, așa, ia, deja mi-a adus aminte de copilărie. Știi că îi dădea pe motorină, știi? Aha, da. Uite, ia. Da. Miroasa așa, o lea ca motorină. Da, ue. Cum miroasa înainte. Da, da, da. Mi-a adus aminte de... De copilărie, de bătrâni, de... Da. Valentin Cristian, big like, nu uitați, dați acolo inimioară pentru Valentin. Bă, inimioară... Toți merită inimioare. Toți. Dar nici inimioarele nu putem să-i mulțumim nici cu inimioare. Nu avem cum, parcă nu e oarecum de acolo să... Hai că mai avem un pachet. Oi de amine. Alt pachet, ăsta e de la... Dar câte mai sunt?
Râdea de mine când știam. E de la... De la Șenia. Juhaz? Așa. Juhaz Norbert. Nu, Juhaz Norbert. 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 Nu-i Robert, poate e Robert. Nu, Norbert scrie, Norbert. Norbert, îmi cer scuze dacă s-am stălcit numele. De unde-i? E din comuna Zimandu Nou, sat Andrei Șaguna. De la Andrei Șaguna, nu știu. Vedem. Vedem acum și aici. Și e fi aici. Ia. Ia. Pui pauză sau stau să aștept că... Reușesc. Gata, deja l-am făcut. Îmi vezi să vede adresa. Ia. Gata. Așa. Nu Robert. Nu Robert. Poți mă joc? Da, uite-te. Opa. Gata, l-am desfăcut. Vezi că ai o scrisoare acolo. Unde? Ai întors-o pe pachet. Opa! Bună, vă salut și vă trimit cu drag câteva chestii la căsuță. V-am trimis 5 lămpi solare. Ia! Cu senzor de mișcare pe care le puteți pune pe cele 5 stâlpi de la prispă. Când umblați prin curte, noaptea se aprind automat numai să fie pornite și să... ajung lumina pe pământ. V-am mai trimis un set cu 3 bucăți baterie cu 3 lămpi și panou solar. Puteți să îl puneți în fiecare cameră. Este un bec în camera principală, unul unde cer scuze, dar are scrisul că nu prea îl înțeleg. Lumina mai, unde vreți lumină mai multă, puneți baterie pe tavan cu LED-ul mare în jos. Și pe partea folosi un bec, panoul solar să fie acoperit unde să ajungă destulă lumină, să nu fie acoperit. Bateria ne poate folosi ca și lanternă. Spor la căsuță, cu drag în Robert. În Robert. În Robert, mulțumim tare mult. Deja mulțumim. Știm ce se află în pachet. Mulțumim. Păi ești nebun! Păi ești nebun! Bă. În Robert! Păi, dar cât ți-a tu, nu Robert? Nu Robert? Nu Robert. Nu Robert, ne lasă fără cuvinte, nu Robert. Unde-i, băi? Să vedem cum îl cheamă. Aici. Ia, trage ținele așa. Deci îl cheamă Norbert. Dă-i la mine. Azi, de cu panou solar care le punem așa. Da, bă. Da, care se încarcă la soare. Să prindem. Păi, sunt 5, eu zic că fiecare pentru fiecare. Wow, și ăsta și ăsta așa mare. Deci astea toate sunt la fel. Da. Sunt 5. Iar uite cum îi spune. Norbert. Și ăsta e sistem. Băi, ești nebun. Și bă. Mi-a trimis panou solar. Serios? Da, panou solar. V-am trimis 5 lămpi solare. De mișcare pe care le prindem în 5 stâlpi deja. Când umblați prin curte noaptea, se prind automat, numai să fie pornite. Așa. V-am trimis un set cu 3 becuri, baterie cu 3 lămpi, panou solar. Asta e panou solar. Frate, fii atent că arată aici. Solar, da. Sistem, panou solar, baterie, mobil. Hai să vedem și înăuntru. Chiar sunt curios. Da, nu se desface, nu se rupe. Ce e aici? Un fir. Tu uiți cam în calendar. Ei, da, cum vrei să mă uit? Așteaptă. Uite, bă, panoul solar, bă. Ăsta se pune sus. Da. Îl punem pe casă. Pe casă se pune. Se pune sus ca să ai curent. Mamă, panoul solar. Panoul solar. Ăsta și. Ăștia-s becurile. Aha. Să avem lumină, să conectăm direct de la, punem panou și să da, fiecare bec. Da, și avem în casă. Și 3 becuri. 3 becuri pentru fiecare cu LED. Bă, una aici, una aici, una acolo. Și asta e bateria, presupun. Da, bă, asta e bateria. Deci asta e bateria. Se încarcă asta. A, folosești ca lanternă.
Deci cu panoul solar, da, se încarcă bateria. Oh, are și lanternă și așa. Și așa, să vedem cum se folosește. Aha. Ia. Ce? Păi, nu și nimic. Ia-ți vârne cășula din... Ia! Ia-ți vârne și șapca din capă. S-a prindit? Da. Deci se folosește și ca lanternă. Da. Și se poate folosi și ca... Ia să vedem dacă funcționează. Deci... Funcțională? Dacă funcționează, am zis. E, și ăsta becul, fii atent cu întrerupător. Să-i dăm drumul. Uite-a. Da, uite-a. Și șmecherii. Și ăsta... Ăsta se conecte, se pune undeva la soare ca, da, să avem lumină. Da, îl punem și unde îl punem. Șmecherii, bă, bă, șmecherii curat. Asta punem? O punem sus acolo, pe tabla aceea. Înțelegi? Da, sus o să o punem. Sus, tocmai sus. Și avem curent și pentru... Serios? Avem curent, da. Stai, gata, taș. Avem curent pentru tăți. Da, pentru tăți, taș. Păi, îmi pare rău cum pot să-ți pronunț numele. Sunt foarte șmecherii. Ce mai? Gata, asta nu este. Mai, nu mai, mai, nu mai am cuvinte. Deja mă doare capul. Păi că nu poți să-i citesc numit. Norbert. Aici Norbert. Jos pălăria, jos șapca pentru tine. Ne-ai uimit. Panou solar cu baterie, cu reîncărcare, cu... Nu mai știu ce să mai zic. Nu mai știu, pur și simplu nu mai știu ce să mai zic. Hai să vedem cum le punem la loc să le strângem. Pune pauză, Cornel, ca să putem să le strângem. Și grea e asta. Ai grijă, nuțule. Ușor. Deci Norbert, mulțumim încă o dată din suflet, nu știu, cred că au costat foarte mult chestiile astea. Normal, bă, orice obiect costă bani. O să le montăm frumos, o să le punem. Da, o să le punem acolo, dar eu de asta mă ocup. Eu. Astăzi. Noi noaptea asta nu trebuie să stăm aici. Deci nu trebuie să avem lumină. Băi, la parcurs știute. Ne-am dus, am luat noi motorină, benzină, treburi să... Da, o să bă, ne ajutăm foarte mult. Pentru că nu o să mai ținem generatorul pornit. No stop. No stop. Da, normal, deci normal. Se încarcă panoul, da, solar. Da, avem, pac, știi, pam, bam. Generatorul folosim la flex, la, și când o să avem nevoie pe aici. L-a încărcat telefoanele. Norbert, mulțumim încă o dată. Hai cu următorul pachet. Ha. Hai cu următorul pachet, că mai sunt pachete, o grămadă de făcut. Totul și înglobită, eu. Ai grijă, poate tiruiez și ia-și prin gardul și ala. Închide poarta, alea, că nu ți le poate vine cineva. Închide poarta, atăbăr pe el și... Ia! Lupașa Dan. Eu mănânc biscuiți. Din Deva, județul Hunedoara. Eu mănânc biscuiți. Deci, Lupașa Dan. Mănâncă biscuiți, lasă-mă. Dă-mi pașii. Eu încerc scuze dacă se aude morfăind în cameră. Dar nu mă pot abține. Deci Lupașa. Despre așa mănâncă. Nu. Despre așa nu trebuie să mănâncă la fel. Nu te uita la Eric, nu-s. Ce? E de mai mult ce fie la Eric. Ce, bă? Da, bă, pleacă. Pleacă încolo. Da, așa, bă, dă-mi. Vrei de acolo, nu-l îți fac eu. Lupașa Dan. Fii atent ce-o trimisesc. Nu pot să cred. Ce o să văd și eu? A, asta e o cutie goală, a fost pusă pentru protecție. Opa! Deci, Nuțule, astea sunt pentru tine. Scrie aici, pentru bicicleta lui Nuțu. Fii atent, Nuțule, și ți-o trimis pentru bicicleta ta. Sonerie. Accesorii pentru bicicleta ta, Nuțule. Cablu, ca să nu ți-o furi. Și o chestie, asta e lanternă și s-o pui, astea satele, Nuțule, bagă-le și pune-le, montează-le. Deci lui Pașa Dan. Ia, mulțumește aici în cameră. Îți mulțumesc din suflet, Pașa Dan. Lupașa Dan. Lupașa. Din județul Hunedoara. Asta încă e o chestie. Mai am voie să mă uit? Oh. Eu văzut că bați cu șocanul ceala. Hai, și hai să-i pun un ciocan, șmecher. Când o să-l din coadă? Ia uite, dar și ciocan. Las că știu eu, mă zic cu el, nu trebuie să-i explici tu nimic. Și șmecherii, bă. Miroasa nu. Dar e normal că miroasa. Dă-ne-l nie. Nu-i plăia să-i ciocan. Ia să-i ciocan. A, mai găsit ceva aici.
LED solar. Alt LED solar. Alt LED solar. Doamne, Maica Domnului. Doamne, Maica Domnului. Stai așa. Ia. Asta vine pe vor. Păi, dar ce asta cu telecomandă? Ce asta? Păi, ce șmecherii. Ia uite ea. Da, nu, dar noi avem lumină noaptea asta aici și asta în Boierești până sâmbătă. Până sâmbătă stăm Boierești. Dar mă să pun, vezi că are o chestie aici și să pun cumva, dar pe aici se încarcă la soare? Da. Nu știu, e ca o oglindă asta, bă. Unde se pune? Ce zice aici? E, are ăsta, fii atent, ăsta. Da. Trebuie să-l pun ușor să... E, și are panou solar la el. Ăsta pe casă. Și ăsta, uite, are panou solar. Fii atent, Cornele. Da, bă. Băi, Dani, bă. Băi, Dani, bă. Și vine conectat și să aibă lumină în continuu, da. Băi, Dani, nu, bă. Nu, trebuie Dani, să mă apuc, bă, de instalații. Trebuie să faci instalații la casă. Uite, are și manualul de utilizare. Doamne. Ce sunt tiva de el, ascunde-le. Băi, dar șmecherii, bă. El n-ai voie să mănânci de astea. De... Altul! Altul. Ce? La fel! Serios? Da, e alt stil! Alt stil, Corneli! Ia! Mamă, cât e de ștari ăsta! Ștari? Cât e de tari! Ia! Bine, că el nu-i încărcat cum trebuie. Ăsta tot la fel vine pus ca să bată soarele, vezi? Da. Se pune să bată soarele așa și ăsta transmite. Da, bă, și da. Cu senzor de mișcare. Da. Mai zici ceva. Dar ce să mai zici? Mai zici ceva. Mai zici nic. Bă, mai zici ești nebun. Fii atent. 24 LED-uri, 180 lumini are. E rezistent la apă și la ploaie și are și senzor de mișcare, deci când treci să aprinde. Dane, ne-ai uimit. Ne-ai uimit. Ne-ai uimit. Toată lumea ne uimește, nu știu care e treaba. Altul. Altul. Stai, ce caci, ca jos să-ți faci capul din roata la mașină. Ești nebun. Ia, ce tare e ăsta. Cât e de tare. Mamă. Ăsta poți... Ia. Bă, dar și lumină tare are, să mor. Bă, dar și luminează. Bă, dar mă doare ochii. Ia uite la el. Bă, leu. Apă ăsta faci și ca ziua noaptea. Faci și ca noapte. Da, ai zis ghiri. Are și de reîncărcare, fii atent. Poți să ai bagi telefonul la reîncărcare. E gata, eu am unii să bag telefonul. Dar ăsta cu ce se încarcă? Stai că ăsta se încarcă cu ceva. Ăsta e cu baterie, se încarcă. Da, ăsta se încarcă. Se încarcă la curent. La curent, da. Hei, avem generatorul. Încărcătorul. Avem, da, generatorul. Da, îl folosește așa pe post de... Da, bă. Lanternă, pe post, da, nu știu. Da. Mamă, dar cât e de puternic. Ui, dar nu mă pot să uit. Poți să uiți? Nu, dar tu și tari. Eu pot. Nu te uita, bă. Stai cum e, nu te uita. Mamă. Vai, dar și tari. Uite, avem și încărcătorul. Ia pune-l aici. Da, lasă-l acum, așa. Pune-l acolo și strânge-l. Când mai avem pachetul de disfăcut. Reîncărcabil, flood light, with heat power, cob LED. Mamă, ești nebun, bă, du-te o mii de ani. Ce zice aici? Ei, pentru... Ei, pentru ăsta, stai, Corneli, cu minti. Fii atent ce arată aici. E pentru în casă, când facem, când lichim, să putem să filmăm ca lumea. Da, cu flot. Da, 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 la moșneji, la moșneji se uita cu becul să vadă dacă e lichid. Ue, ca să putem... Hai, lasă că știu. Stai, eu, trei bucăți. Stai așa să vedem, Dani. Ce-o mai trimis? Șpacluri. Ei, pleacă-o leacă de aici. Ui, dar și încăpățânat, ia știi. Șpacluri. Astea sunt niște șpacluri. Ei, nu te interesează așa leptini. Ce vorbești? Și? E tașcă. Tașcă. Tașcă multifuncțională. Da, tașcă de băgat tașcă. Acolo, așa, cui. E băgat tot ce trebuie. Dar unde? Cum o leg? Vezi că tu habar n-ai cum să disfaci. Da, băi, tași din gură ca cu știu. Uite așa, și-o întorci invers. Da, tu porți așa ceva?
Ce ai făcut? Nu așa ai. Vezi cui la spate așa e. Da, bă, ai burtă, mai slăgește-le acum, mă pui. Las că o pune după. Lupașa Dan. Sunt două bucăți, una pentru mine, una pentru tine. Da, tu știi, să lucrezi. Păi da, nu? Da, normal, tu alea și nu fugi. Mai, nu știu, alea și fugi la păduri. Spacluri, dar cele mai tari, cele mai tari. Da, este luminile. Păi deja, și mai... Mamă, dacă tăți de tari. Luminile, strânge-le, nu știu, piatele, de acolo, dă-l deoparte. Da și pașe. Păi! Am mâncat și una. Dar cine ai ți-o cu compotul tău? Aha. Îl dai noi de compot? Dane, mulțumim din suflet pentru ceea ce ai trimis. Jos pălăria. Și șapca și pălăria. Mulțumim. Abia așteptăm să montăm acele. Mai ai un pachet. Încă unul? Mai ești unul aici. Aleu. Și e, ești deja. Raul Purcea. S-a schiz județul Mureș. Raul Purcea. Deci Raul Purcea. Hai să vedem și cu cine uimește Raul. O lăsa aici. Nu ți-le disfă-și nouă bomboane de acolo așa. Disfă-ne tu. Hai, bă, dar lasă bomboanele. Da și vrei. Disfă. Nu poți să duci acasă aici, că se aude fâșii din cameră. Cu bomboane. Lasă bomboanele. Hai, ce mai umpla. Ori facem treabă, ori și facem. Da și treaba așa. Mâncăm bomboane. Nu. Dacă nu le trimiți, ori nu le trimiți. Opa, și aici. Fragil, opa. Hai că acum am văzut să fie fragil. Avem și o scrisoare. Ai și bun televizor. Asta mai lipsește. Opa, fii atent aici. Vă salută Raul și Andrei din Mihai Viteazu. Vă urmărim de mult timp, sunteți cei mai tari. Vrem să vă spunem că vă admirăm munca depusă pentru cele trei căsuțe făcute. Am vrea să mai apară videouri cu căsuța din copac. Succes, bravo, sunteți cei mai tari moldoveni. Treci la muncă, lunganule! Tiberiu Cornel, fii atent, a făcut un desen. Așa. N-are nici acum, nu mă mai spări. Colet cu voia părinților. Mulțumim că a specificat că e cu voia părinților. Baftă, Tiberiu și Cornel. Hai cu 500 de K de abonați. Spor la muncă, Lunganu și Cornel. Lunganu și Cornel. Raul și Andrei. Deci de la Raul și Andrei. Cornelie. Ne, puși de aici. Cornelie. Lasă-mă și mă puși eu. Fii atent, Cornelie. Fii atent. O punem în căsuță? Da, uite, dar toate astea vin în căsuță. E normal. Tu-te o mie de ani. Nu ți-a arătat lui Tiberiu că vine ploaie și ne-al noi spărie ploaia? Iisus, aici e Nazaret, cred că, stă pe stâncă și se vede tot Nazaret, Ierusalimul jos. Foarte frumoasă. Vezi, Oleac, nu te-le... Dă-te, Oleac, mai încolo, ți-ai pus bomboanele astea aici și o stau... Ia bomboanele! O Motsunaki. Nu scrie nici pe el, nu știu pentru cine. Nici pentru tine, îți doar noaptea cu el în pat. Ca să nu mai te spări. Nu tu? Uite, nu. Îl vrei? Nu te joci cu jucările? Nu, da și el e foarte nu el. Cine-o pus aici? $100? Da. $100, ăsta e un mousepad. Avem două mousepad-uri. E mousepad pe $100. Și mai este încă unul aici, tot de $100. Super tari, super șmechere. Astea putem să le folosim și ca... Pentru cum se zice? Ca și? Pentru... cum se cheamă? Ațăpilduri. Astea o să le montăm pe aici, pe undeva pe la căsuță. Nu-i voi cu patru deschis în pădurii. Pe da, eu n-am voie. Pe un copac îl punem. Pe un copac și ne vine, nu aveți voie cu fumat în pădurii, știi? Punem pe un copac. Foarte tare. Hai să iei niște bucăți de polistiren. Hai, nuțule, cât mănânci. Asta și
Chiar aveam nevoie de așa ceva. Ce mai este? Solniță. Sol, bravo. Sare și pipier. Eu sunt sare, tu pipierul. Asta o punem la veșiu. Da, 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 nu te râdi, și? Da. Și bărbați și femei. Ia du-și pune unul așa lângă acolo, să vezi cum stă. Opa. 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 Sper că nu s-o spart. Păi, vezi că vine ploaie. Da, da, mă uitam și eu, ulea. Ce-o pus aici, bă, ăia? Și acolo. O halbă de berry. Așa. Uite cât e de șmecheră, fii atent. Da. Fii atent și șmecheră e halba asta. Și înăuntru are instalații. E de aia baterii? Nu știu, e pe, da, e pe curent. Da, da, o punem, da, de sară, o băgăm în priză și o să facem luminiță aici. Da. Șmecheră. Nu ușor, leac, așa. Hei, uite-te. Un șocan de bătut carnea. Da. Așa. O scrumuieră. Așa. O, un prosopel. Un prosopel de foarte nota 20. Șmecher. De nota 20. De cu alb și negru. Uite-l, leac. Da. Ce fain, ei? Fain. O carpetă super tare. O carpetă. O carpetă. Nu-i carpetă, e de pus pe un scaun, o față de scaun, față ceva de scaun. Da. Așa. Un set de farfurii, pare. Da. Un set de farfurii. Un set de farfurii, le mai desfac oare? Și uite, farfurii cele vechi. Oala! Exact și doream eu. Desfă ușor. Du-te de aici. Astea pentru mine cele mai tari. Ai grijă, ușor. Desfă aici ușor tu. De la mine. Uite, leacă cornele astea. Uite, o leacă și faine. Tu vechi și astea. Îți poți le spargi. Nu. Nu ți le iei ușor să nu spargi. Ia uite, ia. Desenate. Păi, câte-s de faine. Da, uite astea, băi. De la mine, de la mine. De la mine. Ușurial. Și le-și pentru mămăligă. Câte-s două acolo? Da. De cele faine, băi. Nu mai desfac acum, că trebuie să le desfac cu grijă. Da. Și nici să nu o sparg, știi? Nu, uite așa. Nu le mai fai, dar și faine, vezi. Le lăsăm așa, da? Și astea. Nu ți le tiro frumos. Pun le o leacă tu pe... Ai grijă. Și o cană, pe masă. O cană. Hai, nu te mai baga tu. Las-mă pe mine. Lasă-mă o leacă. Să vedem și aici. Stai așa că pune-o mâna și-mi dau seama și o lingură. De lemn, o furculiță de lemn. Da, o furculiță de lemn. Dar cum o desfac eu? Și fii atent, aveam și linguri și furculițe. Dar sigur e furculiță de lemn. Dar cum o desfac? Așa. Hă? Ui? Cum zic eu? Cum am zis eu? Da, da, e ambalată rău să nu o rup. Ambalată ca lumea. Da, e de lemn. Da. Cred că e o furculiță. Ia. Da. Uite, ia și faină. Ți-am zis? Vezi, ai grijă, poate e ostriș. Nici cuțitul nu mai faci față. Nu mai stai, e. Aha, gata, am reușit. Unde-i lingura și-i de lemn? Ah, uite o leacă. Cornele și furculițoi. Ți-ai de capul meu. Și furculițoi. Furculițoi, auzi? Așa, gata. Furculițoi. A, pe asta e bun pentru mine, tată, când eu da, dată. Hai, tată, da, mămăligă. Mămăligă, brânzălin. Aha. Aici mai sunt niște căni. Niște căni. Tot așa vechi. Dar nu mai tai cuțetul ăsta, bă. Cum o să... Ai reușit? Reușesc, dar cu greu. De mine, asta e mine. Și cum le-am îmbalat, bine. Ce faine, e vechi și asta. Da, uite. Uite o leacă. E și faine. De cană să bie cu vin sau ceva. Da, 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 da. Ține o leacă. Aici nu mai e simica.
Aici e polistiren, aici mai sunt. Aici cred că sigur sunt niște cești. Da. Ia ține. Da, sunt cești de alea micuți, micuți, micuți. Desfacem doar una, că cred că tot e la fel. Ca să nu mai uite, de alea șaturi. 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 Așa. Și aici, da, aici sunt cești. O să desfacem și aici numai una. Că ia foarte mult timp, să vedem cum arată. Așa. Ia să vedem. Da. Ce faimis. Ce șmecheris. Le punem aici. Puuu, uite la cine era pachetul, nu mai este nimica. E gol, doar polistiren. Nu știu la cine era pachetul. Foaie și ei. Care foaie? Foaie și ei și cu ea. Asta. Da. De la Raul și Andrei din Mihai Viteazu. Raul, Andrei. Mulțumim tare mult. Mulțumim pentru ceea ce ai pus tu aici pentru noi. Sunt niște lucruri foarte frumoase. Chiar de ceea ce avem noi nevoie. Icoana e foarte frumoasă, icoana. Abia așteptăm să fie gata să o punem pe. Cum s-o nimerit asta cu fumatul direct? Să o punem în căsuță. Da. Hai să strângem. Bun. Hai să strângem tot de aici. Că mai avem încă un colet. Să facem o leacă de ordine. Ia să vezi întâi a cui e coletul. Coletul e de la. Vezi-l întâi a cui? Acolo mai este unul? Aici nu mai sunt nici, aici sunt pierdele, așa este. Mai avem un colet gigantic. Un colet mare. Un colet foarte mare. Un colet foarte mare. De la Plesca Ștefan din Londra. Pentru Tiberiu Adrian Ștefan. Că... din Londra. Hai să-l desfacem partea asta. Aici. Da. Până nu... Ia să vedem. O mai trimis Ștefan. O mai trimis un pachet acu asta primăvară, când eram în căsuța de copac. Da, da, da. Când eram la proiectul căsuța din copac, ne-a trimis atunci și cornul. Cornul e mașină. Da. Ia stai așa. Stai așa, să aduc eu cornul. Unicornul. Deci cornul ăsta e trimis de el astă primăvară. Plesca. Hai să vedem ce-o trimis aici Plesca. Ne-am mutat pe masa asta, arată la oameni și am făcut pe masa și acolo. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Parcă a venit război acolo. Ia, Cornele, fii atent aici. Ia să vedem acum. Înghețată. Na, tot vrei înghețată, tot vrei n-a înghețat. Ei, de caușuc. De caușuc, ei, bun. Ne-a stricat dinte. Are ceva nie? Are ce? Ce are, băi? Baloane, dar tu ești trei baloane. Chică apă, baloanele. Chică apă, baloanele, băi. Gata, nu mai da. Nu mai. O ce faci? Haide, băi, gata, cu chicată în apa și ieși. N-are nică. Baloane. Fii atent, Cornel, și am aici. Și asta, Cornel. Asta e de pus? Unde e pusă? Jos, la cioare. Sau pe la părete. La cioare o pui, nu știu, pe scăunia, eu zic, merge. Merge pe tamburial. Dar aveți înghețate? Da, ieși mâine cu înghețate. Stai, băi, că e de strigență. Băi, e plastică, așa, nu baga. Opa, fii atent și aici. Ia! Și e acolo? Un butoiaș. Un butoiaș. Cujin. Un butoiaș mecher. Păi, ce faci, Cornelie? De la înghețat așa e. Na! Ceva pentru tine, Cornel. Dă-mi cu așa. Rahat. Dă-mi cu așa, rahat. Rahat. E de la turșesc ăsta. Rahat. E vezi, da? Da. E turșesc. Mi s-a lăsat gura apă. E turșesc. Rahat. Acadică. Nu ți le iau acadică. Fii atent, Cornelie. Cornelie. Și? Nutella. Lasă că mănânci tu după. Că lasă-mă, băi. Nutella. Nutella. E pentru mine Nutella. Câta biscuiță. Ia uite câta biscuiță. Hai, da, pitate-l iei tu. Eu nu mă mai joc. Niesuri, cappuccino. Cappuccino. Și am și ăsta.
Nu știu, e ceva din... Unde arahidi? Unde arahidi? Unde arahidi? A, nu, ia să asta mâncă. E pentru mine, unde arahidi? Mănâncă-te. Unde arahidi? Mănâncă-te. Acadeli, acadeli, acadeli. Mănâncă-te. Acadeli. Mănâncă-te. Și-ar să fac acadica asta, dacă poți. Da, și rău-i. Eu nu știu cine a inventat ambalajul ăsta cu acadica. Aaaa! Uite, măi! Gata. He. Da, bă, băgat-o în gurtul! Ui! Ce s-a adus? De la Pietru. De la Pietru? Da, e ceva foarte greu aici, nu știu ce e. Dă că mă mulu eu în pachetul ăsta. Nu, lasă, dacă am început eu. Oooo! Și acolo? Eu știu ce. Și acolo. Dă-te așa, mă. Important. Dă-te așa. Și acolo. Ceva important. Svedi. Și ui. O averi. Și atenție. Și așa, ui. Suntem bogați. N-am iau peni, peni de aici. Ce-nți? Suntem în România! Da, ui! Nu știu unde s-o pun asta. Așa. Ia să vedem acum ce mai este. Ui, dar câță! Chiar câți bani! Bani albi pentru zile negre. De la Mitică Preda, Răzvan Pelin, Bogdan Mihai Cojocaru. Și acolo. Bani albi pentru zile negre, zici. Hai duc acum. Tu și-a dulea cuțetul. Hai duc acum, mă. Nu știu. Deci îți bani, sau-l rup, hai că-l rup de aici. Îți bani, da, du, vadu, poate mai trebuie. Albi. De argint. Poate au rup banii. De argint. Îți bani de argint. Bani albi. Voleu, stai că avea o scrisoare aici, sau ce avea? Îți bani. Cam cât? 5, 6, 7, 8, 5, 6, hai, nu știi să numeri! 5, 6, 7, 8, 85, 86 de lei. 86 de lei. Îi punem pe ăștia, dar aici și aici. Bănuți, 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 bănuți. Pentru zâlii negri, bănuți, 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 bănuți. Îți bănuță, bănuți, românești, românești. Românești, românești. De la... Stai cum erau aici doi. Hop. Deci, de la Mitică Preda, Răzvan Pelin, Bogdan Mihai Cojocaru. Mulțumim, să vedem și mai este aici. Alt rahat. Hai, lasă-l că ian eu. Dar tu l-ai desfăcut. Hai, n-am desfăcut nica. Tu ai, tu ai untul și ala de pământ. De haraidi, cum sau cum. E, aici împărțăm. Sunt două bucăți. Deci una, două bucăți. Două bucăți de Ferro Rocher. Ferro Rocher, da. În coctii de cappuccino. Da. În coctii de cappuccino. Și acolo. Un șase. Și șmecherii, bă. Un șase. Uite o leacă. Și șmecherii. Uite o leacă și tare. Și mergi? Mamă. Băi, parcă ar merge. E șmecher rău. Și sugrie, e fain. Hai, fugi, fugi încolo. Ce-am găsit aici? O, ceva de pus. Water. Nu știu, ceva de desenat. De desenat. Desenează tu, când n-ai faci, fugi încolo în păduri. Water, color, color. Da, de desenat. De desenat. Da. Deci acolo mergi la păduri și desenează. Hai să-ți șosete. Șosete. Șosete de bumbac. Da. Cred că. Da. Da. 40-45. Nu le mai desfac acum, să vedi. Da. Șosete. Ia uite o leacă, bă.
Ia. Și șmecheria asta. La Brașov. Și șmecheria asta. Bă. Transilvania. Vlad Țepeș. Cluj. Sfântul Mihail. Turnul Sfatului. România. Dar e din nu știu din ce e făcută. Tuleacă, ce tare. Asta e jos. Vreau să văd și-o și acolo. Și asta. Și acolo. Asta nu știu, e ceva... A, e un fel de la alb. Îl mai disfac acum, nu-l mai disfac. Nu, nu-l disfac acum. E un fel de pelerină. Da, știu, am mai avut de este. Da, stai da. Așa ca să vadă. Da, am mai avut de este. E albă, dar nu știu, pentru când dăm cu vopsă, da, când da, știi... Da. Am mai avut, am mai primit de la Anca, iar ți-am minti. Opa, și fum și șmecherii. Cu zvinul, cred că. Da. Ciocolățelii. Hai, dă coaj, gata, am văzut. Ciocolățelii. Lasă-l aici. Tu tot și dulce tot vrei tu? Cinema League box. Și ăla. Asta, bă. 100 de stickeri. Are 100 de stickeri pe el, cică. Ia să vedem și ăsta. Ha? Ce trebuie să facă și ăla. Hai, tractorul și altul mai pe unii. S-a prinde, dar nu știu când și cum. Trebuie să arate niște sticări aici, zice. Da, e de aia. Arată? Arată. Ia prinde. Apa să văd. Să vede ceva aici, nu știu. Ia să văd. Da, s-a prinde. S-a prinde, ia albă, dar nu știu da. Ce. Așa, stai, nuțule. Mă uit și eu, am voie. Oh. Ah, da, Midian. Da, știu eu și fac cu el. Dă-te încolo. Te chem la mâncare. La masă. La masă. Gata, ai să-l pui cu ăla direct și cu oasă. Ar trebui pus la poartă ca să ne rii. Și șmecherii. Nu mai stau în capul meu aici. Și șmecherii. Fii atent, o vază chinezească. Astea sunt chinezești. Ia să vedem acum. Două la fel. Dar nu sunt la fel. Adică două sunt de același stil. Da. Chinezesc, cred că. Fii atent aici. Un set de linguri și furculiți și linguriți, ca să avem să facem nesuri. De cele veche. De lemnă, cu coadă de lemn. Și cuțâte are. Linguriți să facem nesuri. Băi, cât de tare, bă. Ia, așa e și mai este. O șeva de pus ceva în el, nu știu. O șeva de pus ceva în el, nu știu. Foarte șmecher. Hai că nu se vede mare lucru. Ia, auzi că vine ploaie. Aha. Ia, pace vouă. Pace vouă. Nimic fără Dumnezeu. Deci, pagina. Pagina de Facebook se cheamă Nimic fără Dumnezeu. Da, pagina deci lui de Ștefan Facebook. Ștefan are o pagină de Facebook. Cine vrea să îi dea un like acolo, poate să o facă. Cutia e goală. E foarte șmecheră. Ce faină, băi. Și șmecheră, e făcută din lemn, e făcută de el. Din câte știu, el face chestii de astea. Nimic fără Dumnezeu se cheamă pagina. Intrați pe Facebook, căutați Nimic fără Dumnezeu și dați-i un like acolo pentru că merită Ștefan, merită din plin. Aici cred că e încă una de aia. Era una pentru tine, una pentru mine. O chestie de aia. Ia. Și am găsit aici. Ce asta, bă? Șase. Bă, dar ce șmec. Poate e busolă.
Nu, e 6. Nu, vezi că e 6. Ia uite ce șmecher. Dar și șmecher, bă. Și scrie pe el Spirit of Louis. New York, Paris. New York, Paris. 6. Mamă. Stai cum este aici. Ho! Brișag. Brișag. Fai. Cât e 6? Ha! Al brișag. Cât e 6? Nu știu de ce. Mai avem timp de ojag? Lasă-mă, bă, dar îi desfacem și după aceea vedem ojagul. Hai. Al brișag. Poate stai de ăștia. Bă, și faini. Las Vegas, să stai cu Las Vegas. Mamă, al brișag, al brișag. Sunt încă 3-4 brișeji. Eu te stai șmecher rău. Da. Da. Ăsta... Mnuțule, parcă ai mai avut unul de ăsta așa. Da, l-am acasă. Să-mi dați unul de ăla? Da. Bun. Hai să vedem ce mai are aici. Opa. Ce e acolo? O, treabă bună. Și s-a stea? E așa l-ai de făcut usturoiul. Ah. Da. Eu credeam că se bate. Cum se bate? Ceva cu el, nu știu. Salutate. Uite ce lingură, Cornelii. Mamă, da și lingură mare. Asta, mănânci cu asta? Mănânci tu, că doar tu ești învățat. Da. Asta e paletă, discurs, da, bă, din curculiță. Și și tort din... Ia, și faină-i. Din învârtit. Pe... Da. Așa, hai să mai este nimic. Bun. Un felinar. Opa, da. Un felinar. Hand tools. Un felinar. Un felinar. Un felinar. Foarte un tare. Un felinar. Și am rămas ceva acolo. Uite și servieta. Și faină. Trebuie să vedem. Ui, și aici, ui. Și crezi că e genuțule? Și aici, Cornel. Acolo? A. O, ce furculiți linguri. Uite, ulea, genuțule. A? Da, bă, să văd și eu. Vai. Ui, anume pentru aia care ne-a trimis-o de desenat. Da, ui. E anume pentru aia. Și șmecherii. Ce aici? Aici. Șmecherii rău. Bă, da, fain. Bă, vezi că sunt prins de aștele. Au și aici. Foarte tare. Gata. Asta a fost, nu mai este nimic aici. Ștefane, mulțumim din suflet pentru toate lucrurile astea minunate care le-ai trimis, nu avem cuvinte. Și mulțumim pentru toată lumea care a spus colete pentru noi. Mulțumim la toți. Mulțumim, mulțumim din suflet la toată lumea. Și de acum trebuie să facem, să vedem, să le aranjăm unde să le punem. Repet încă o dată. Deci lăsați răutățile și nu mai comentați unii dintre voi care aveți o inimă foarte rea în voi. Și încercați să ne jăcniți și lasă-vă șocolata că mănânci fără mine, așa. Și să înțelegeți odată și pentru totdeauna, dacă nu vă place din noi și așa și facem noi, vă rog tare mult să ieșiți din canalul nostru de YouTube, lăsați-ne în pace așa cum suntem noi, pentru că noi mai avem și alte treburi de făcut, nu neapărat trebuie să stăm numai pentru YouTube. Nu-l mai zi, lasă-i! Bă, lasă-i că vă dați și băgăm în seamă, ei să sunt mai importanți. Da. Lasă-i să vorbească, noi nu trebuie să-i băgăm în seamă. Da, eu îi las vorbească, dar vorbește. Dar nu trebuie să-i băgăm și nu trebuie să mai spunem. Da, trebuie să le spunem, că eu, știi că doar eu nu vorbesc mult despre ei. Eu le spun acum, o dată și bine. Dacă nu vă convine ceea ce facem noi și nu vă place de fața noastră, chiar vă rog foarte mult din tot sufletul, cu mare respect din partea noastră, să ieșiți pe canalul nostru de YouTube, dați acolo așa... Dezabonați-vă de la canalul nostru de YouTube și lăsați-ne în pace așa cum suntem noi. Hai! Ei cu ei, noi cu noi, noi dăm înainte. Da. Cum e vorba și ei.
Când îi latră, ursul merge. Păi de eu nu-s urs. Eu o să pot aici. Mulțumim din suflet. Uitați-vă și aici. Sunt pachete de când bușii. Eu am s-o umplut curtea cu tot. Să avem o grămadă de treabă. O trebuie să stăm să desfacem și pachetele. Pentru că s-aglumerau. S-aglumerau foarte mult și nu știam ce să află în ele. Așa că vreți să stăm 4 nopți aici. Da, stăm 4 nopți în căsuță. O să ne apucăm de treabă de acum acolo, o să lichim. Chiar dacă vine ploaie, asta e. Arnic, bă, hai să strângem, mă, ca să... Hai să strângem că vine ploaie. Vine ploaie, să strângem tot de aici. Deci ăsta a fost video, ăsta o să-l punem un singur video, o să fie de o oră jumate, presupun, nu știu cât o să fie. Cât o să fie, noi o să-l postăm așa. Și o să începem de acum să dăm drumul la treabă, la căsuță. Lichim, facem, trejim. V-am pupat, v-am pupat. Pa!